Familia Drăghici a venit la școala gimnazială Mircea Eliade din Craiova, acolo unde Teodora trebuie să completeze opțiunile din fișa de înscriere la repartizarea computerizată la liceu. Teodora are media generală 9,61 și își dorește să studieze la unul dintre marile colegii ale Craiovei. Până la rezultatul final, emoțiile continuă. Examenul a trecut, dar emoțiile încă mai sunt, nu? Încă mai sunt, da. Până la venirea repartițiilor, noi am avut niște opțiuni stabilite de la început. Să vedem acum în funcție de... Cum s-au stabilit opțiunile? A fost o negociere așa în familie? Cine a avut ultimul cuvânt? A fost opțiunea copilului cu sfaturile noastre. Eu aș vrea cel mai mult în Carol, pentru că am cel mai multe cunoștințe și, nu știu, așa... Te ajută media? Crezi că o să intri acolo? Da, eu zic că da. Nu știu, din ce am văzut din anii trecuți și așa, eu zic că intru. Tot în prima zi de înscrieri au venit și colegii Teodorei. După dezbateri în familie, lista cu opțiuni este stabilită. Am pus mai multe opțiuni. Sperăm că avem... Părinții sunt mai prevăzători, nu? Completează mai multe da, ca da, să fie. Da, 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 da. În primul rând ce a vrut ea, apoi am mai negociat puțin. Emoții aveți în egală măsură și asta și copilul, nu? Sau deci cred că părinții mai mult mai... avem noi. Unde îți dorești să intri la liceu? Zici pe profil real. De ce? Păi fac din toate și cred că îmi găsesc locul acolo. Puțin emoționat, dar cred că merge bine. Au emoții în egală măsură și părinții și copiii, nu? Așa este, așa este. Până vedem rezultatele, mai sunt emoții. Cel mai mult mi-aș dori la liceu Henri Coandă. Mi se pare și aproape de mine, mi se pare lejer. Și ai completat și opțiuni de rezervă, nu? Da, am pus mai multe opțiuni ca să mă asigur că nu am unde să merg. Mai sunt 4 copii de venit, 4 părinți, 4 copii. Și au venit toți. A, deci da. Majoritatea au venit. Da, da, da. Păi așteptăm cât de repede se poate validarea și să... Probabil așteaptă și părinții să plece în concediu. Altă școală gimnazială, aceleași emoții. Elevii știu însă foarte clar ce își doresc. Îmi doresc să ajung la colegiul Elena Cuza pe profil de științele naturii, pentru că asta cred că îmi definește cel mai bine dorințele de viitor. Având în vedere media, crezi că o să reușești? Da, am reușit să ajung la un rezultat destul de bun la examen. M-am sfătuit atât cu părinții cât și cu profesorii care m-au ghidat de-a lungul celor 9 ani de școală și sunt încrezător că o să intru unde îmi doresc. Te ajută media în comparație cu mediile de intrare de anul trecut? Da, da. Am o medie destul de bună. Unde îți dorești să intri? La Colegiul Frații Guzești, pe Mate Info, Bilingvenleză. Fișele de înscriere la licee pot fi completate până pe 11 iulie. Elevii au la dispoziție intervalul 4-11 iulie, dar fiecare unitate de învățământ și-a stabilit propriul program orar pentru primirea, pentru completarea acestor fișe de înscriere. Rezultatele finale? Repartizarea computerizată va avea loc în data de 14 iulie. În județul Dolj, rata de promovare la evaluarea națională după contestații este de 77,22%, iar 5 elevi au reușit să obțină media 10%.